Azi discutăm despre Redmi Note 11 Pro. Cred că ești de acord cu mine că e unul dintre cele mai așteptate telefoane lansate în 2022. Și nu e în zadar. Dar ăsta va fi unul dintre cele mai stranii episoade de pe canalul nostru, pentru că eu tot episodul voi lăuda telefonul ăsta, undeva mai mult, undeva mai puțin, dar la final eu nu am să-l recomand. Cel puțin nu oricui. Tu desigur vei afla de ce, dar eu sunt curios să știu dacă părerea ta coincide cu părerea mea. Nu uita să te abonezi, asta ne va ajuta foarte mult și desigur, luând în calcul că eu despre multe astăzi nu voi spune, astăzi puține exemple vor fi, toate întrebările care vor apărea la finalul episodului, scrie-le în comentarii sau, de ce nu, direct mie pe pagina de Instagram. Îți răspund cu drag. Despre set este inutil să zic. Telefonul, husa, peliculă protecție pentru display, cablul și încărcătorul. Toate sunt la locul lor. E foarte bine pentru că, indiferent despre ce telefon vorbim noi, scump sau ieftin, Xiaomi are mereu același set care te ajută să începi să folosești telefonul imediat cum l-ai scos din cutie, fără să mai cheltui ceva adițional. Dar atât despre aspect, eu am să zic, sau cu alte cuvinte, am să-l comentez puțin. 11 Pro nu e cel mai comod telefon. E destul de mare, ramele sunt plate care creează careva dificultăți. Dacă mai ai în calcul și husa aceea care e și ea voluminoasă, ai înțeles. La acest capitol sunt telefoane mai practice. Dar exact aceleași lucruri fac ca acest telefon în mână să-l simți ca un telefon scump, chiar dacă el scump nu este. Sticlă mată pe spate, care nu strânge amprente, culori simple, linii simple. Mișcă telefonul ăsta, vizual cel puțin, spre cele scumpe. Ce mai trebuie menționat aici e că ai protecție de apă și praf, mai corect spus de stropi și praf, e bine și așa, port pentru căști pentru cei care au nevoie de el, este aici, sunet stereo, tot este. Aici tragem prima concluzie, și vizual și tactil, Note 11 Pro arată ca un telefon scump, chiar dacă, repet, el nu este scump. Aș vrea să zic același lucru și despre cameră, dar nu pot. Nu pot pentru că eu am anumite așteptări de la el, în special când văd aceste cifre impresionante pe cutia lui, sau am anumite așteptări luând în calcul că eu știu că există și concurență care costă exact la fel și îți oferă ceva mai mult. Primul lucru pe care l-am observat e viteza cu care camera pornește. Durează uneori până la 7, 8, chiar 10 secunde până ea înțelege ce se întâmplă. Se creează impresia că nu este până la final optimizată. Dar asta e uneori. Câteodată se întâmplă că se lansează și mai repede. Apoi, 108 megapixeli, desigur sunt și ei aici. Găsești cifra asta absolut peste tot, dar desigur nu te impresionează absolut cu nimic. În primul rând pentru că orice aplicație pe care tu o lansezi nu va folosi acești 108 megapixeli, dar setările de bază ale camerei. În al doilea rând, nu ai stabilizare optică, nu ai zoom optic, detalii pe care eu le utilizez zi de zi, nu acei 108 megapixeli pe care eu îi voi utiliza odată în Paște. Da, dacă ai lumină bună, totul e bine și frumos, afară e cald, cântă păsărelele, nu bate vântul, într-adevăr sunt rezultate bune, nu am ce reproșa, sincer, chiar și acel senzor de 108 megapixeli îți oferă mai multe detalii decât regimul de bază. Dar din punctul meu de vedere, diferența o fac anume aceste detalii. Zoom, stabilizare, anume atunci când tu ai nevoie. Nu să stai să te pregătești jumătate de oră ca să obții o imagine bună. Dar iată, camera frontală mie îmi place. 16 megapixeli, 16 megapixeli cinstiți, de care tu profiți la maxim, ori de câte ori ai nevoie de asta. Apropo, eu intenționat nu am zis nimic despre display, pentru că e un display bun, da, e un AMOLED cu 120Hz, cu o gamă de culori destul de bine optimizată, dar într-un final e un display tipic pentru segmentul ăsta de preț, cu nimic diferit față de display-ul de pe A52, de pe Realme 9 Pro Plus. E un display bun, ca să nu rămâi cu emoții negative legate de cameră. La bord avem un Snap 695, cu 6 sau cu 8 GB memorie operativă. În cazul meu e vorba de 8 GB memorie operativă. Nu cred că e cazul să te conving acum că tu poți lansa și totul va rula fără careva restricții, orice aplicație, orice joc, indiferent
cât de complicat este acesta, pentru că eu de foarte multe ori spun că practic 90% din toate aplicațiile pe care noi le utilizăm sunt de mult optimizate chiar și pentru procesoare mai ieftine. Eu pot acum să inventez cuvinte frumoase și deștepte ca să te conving că, uite, tu poți lansa jocul ăsta aici, el va rula așa, telefonul nu se va încălzi, după care tu vei ajunge în cosmos și nu știu ce se va mai întâmpla, nu cred că e cazul. Da, Snapdragon 695 nu este cel mai bun procesor care există acum pe piață. Și într-adevăr, în același segment de preț, este A52 care are un procesor mai bun decât acesta. Dar aici e vorba despre optimizare. Este bine optimizat, nu are lag, lansează absolut orice, throttling nu are și eu cred că asta este suficient. Eu cred că tu poți să-l iei în calcul dacă tu vrei să cumperi telefonul ăsta anume pentru gaming. Pentru că mai este încă un punct, autonomie. În primul rând, în cutie este un încărcător de 67W, care îți încarcă telefonul până la 50% în doar 15 minute. Și mie îmi place să menționez acest lucru pentru că tu nu plătești nimic adițional pentru acest încărcător. În al doilea rând, cel mai bun rezultat pe care eu l-am obținut a fost de 5 ore și 10 minute de ecran activ. Ia în calcul că eu, de exemplu, stau cu ochii în telefon aproximativ 2 ore jumătate, 3 ore pe zi. Păi iată, chiar și cu acest scenariu, eu pot să utilizez telefonul ăsta fără să-l încarc timp de 2 zile. Iată de asta eu am nevoie. Nu de 108 megapixeli pe care eu singur nu-i înțeleg. Iată cifre pe care eu le pot pipăi. Eu din telefonul ăsta pot scoate 2 zile de utilizare activă. Concluzii. E clar că e subiectiv ce spun eu acum și am să repet încă o dată. Sunt curios să știu dacă părerea ta coincide cu părerea mea, dar cum am zis la început, Note 11 Pro își merită banii, dar eu nu ți-l recomand. Sau nu l-aș recomanda oricui, pentru că camera, sau cel puțin o cameră bună, tot face parte din scenariul meu de utilizare, din scenariul meu de zi cu zi. Iar la acest capitol, sau camera Note 11 Pro, nu e o cameră care m-ar putea satisface. De exemplu, A52 la acest capitol este mai bun. Toate restul, display-ul, aspectul, optimizarea și nu procesorul, dar anume optimizarea lui, apoi autonomia, sunetul, iată toate împreună, desigur că argumentează prețul.